găsit și bine ați venit la live-ul din această marți, de vorbă cu Vania Limban, mașa ta de suflet. Sunt mașă independentă, am o experiență de peste 25 de ani. Am lucrat în sistemul de stat la Maternitatea Spitalului Universitar din București. În privat am colaborat cu maternitățile Regina Maria și actualmente colaborez cu Medicover și Centrul Medical MediPlus și sunt moașă independentă la Active Center. Prin acest live îmi propun să abordez teme legate de sarcină, naștere, îngrijire bebeluș, statut moașe în România, educație pentru moașe, practica moașelor, invitând profesioniști români din țară sau din afara țării, medici, moașe, dula, psihologi, alți profesioniști, precum și gravide și mame, dornice să se implice în educația viitorilor părinți și în schimbarea unui sistem extrem de defectuos, așa cum este el, din păcate, în clipa de față în România. Tema zilei de astăzi e mai specială. N-am abordat-o niciodată pentru că n-am avut ocazia să fii moașă în trei țări și proiectul Continuity of Care în UK, Sănătate și Siguranță în Sarcină. Invitata mea este Emma Rajakrishnan, dacă am pronunțat bine, Emma, te rog să-mi spui. Și aș vrea să vă spun că Emma este în clipa de față moașă manager Continuity of Care Mid Yorkshire Hospital National Health Services Trust. Emma, dacă vrei să spui mai multe lucruri despre tine, te rog frumos să o faci. Unde ți-ai făcut studiile, cum ai practicat, unde ai practicat, dacă ești mamă și orice altceva consider că este important despre tine. Ești binevenită în acest live. Bună, bună, Vania, și mulțumesc mult de invitație. Mă simt onorată să fac parte din live-ul tău. Încerc să le urmăresc chiar dacă poate nu live, dar când le postez pe pagină încerc să le urmăresc pentru că mi se par foarte interesante și mie. Da, ai pronunțat bine numele. Este moștenire de la soț. Asta e. Este un pic cam lung, dar oricum m-am obișnuit cu el. Câte ceva despre mine. Sunt, bineînțeles, româncă, dar m-am mutat din România când aveam 17 ani. Am terminat liceul în Italia și apoi am mers la facultatea de moașă în Italia, în Roma. După ceva timp de voluntariat, în primele luni după ce am terminat facultatea, văzând că nu erau multe posibilități pentru am găsit de lucru în Italia, cel puțin în zona Romei, am decis să încerc ceva diferit și de ce nu? În momentul respectiv aveam 24 de ani, am decis că Londra sună bine și am încercat să-mi găsesc un loc de muncă acolo. Am lucrat ca moașă în Londra pentru vreo 2 ani în sala de naștere și în casa de maternitate unde se cheamă Low Risk pentru femeile fără risc. Deci naștere activă, naștere în apă, cam în jur de 2 ani. Apoi m-am mutat în Northampton, acolo am muncit ca moașă în comunitate, cam un an. Și apoi m-am întors înapoi în spital pentru că în momentul respectiv aveam un bebe, primul nostru bebe. Și deci încă vreo 2 ani în salon de antenatal și postnatal. Și apoi ne-am gândit să mai plecăm undeva și am plecat în Emiratele Arabe, unde am locuit 5 ani. Am lucrat acolo ca moașă vreo 2 ani în sala de naștere și am avut și responsabilitatea de a face training legat de naștere activă, nașterea în apă. Totuși nu era ceva oferit în momentul respectiv acolo. Iar apoi în ultimii 2 ani, cam în jur de 2 ani, am obținut un loc în același spital ca quality improvement, deci îmbunătățirea calității în maternitate și perinatal safety, deci îmbunătățirea
siguranță în timpul nașterii, să zicem. Și după aceștia 5 ani am hotărât că ar fi totuși timpul să ne întoarcem înapoi în Anglia. Între timp aveam doi copii, soțul fiind aici, și ne-am mutat înapoi în Anglia anul trecut, în vară, deci aveam un pic mai mult de un an. Am început lucrul la Mid Yorkshire Hospital în Wakefield, este aproape un oraș în nordul Angliei. Am început cam așa vreo lună, cam așa, și apoi am aplicat pentru jobul de manager pe care îl fac acum cu Continuity of Care. Deci sunt lider de proiect și manager pentru echipele care asistă, fac parte din acest proiect. Da. Poți să spun că deci, e impresionantă, Emma, deja ești pe un teritoriu foarte larg și sunt convinsă că ai să ne împărtășești astăzi din experiența ta. Înainte de a continua, să ne spui cum a fost facultatea, așa în câteva cuvinte, în Italia, și apropo și de faptul că tu ești moașă, aș vrea pe cele care ne urmăresc să le anunț că avem un poll cu două întrebări la care ne-ar plăcea să ne răspundă, pentru că noi o să și dezbatem aceste lucruri astăzi în acest live. O întrebare este: ai vrea să ai sau ai avut parte de ora magică după naștere? Toată lumea știe ce înseamnă ora magică. Tu mi-ai spus golden hour, în Anglia se spune ora de aur și poate și în alte țări. Este acea oră după naștere, da, în care copilul se pune imediat la sân pentru stimularea precoce a secreției lactate. Iar a doua întrebare: cum ai vrea să-l hrănești pe cel mic? La sân sau cu biberon? Și acum te rugăm frumos să continui, Emma. Sigur. Mă întrebai dacă sunt mămică. Da, să... sunt mămică. Da, prima întrebare a fost legată de cum a fost facultatea în Italia. Am început facultatea în Italia în 2005. A fost o selecție la fiecare universitate din Roma, deci erau, cred, 3 facultăți sau poate 2 care ofereau în Roma, care ofereau facultate de moașe. Câți ani a fost facultatea? Prin concurs, poftim? Câți ani a durat facultatea? 3 ani. Trei ani. În primul an nu am văzut nicio naștere, a fost mai mult secții normale în care am învățat nursing, să zicem, elemente de bază. Apoi, în următorii 2 ani, au fost multe ore de practică, în al doilea an a fost mai mult în secție, în cabinet, și apoi în al treilea an a fost majoritatea pe sala de naștere și asistatul la cezariene. În sensul de apoi a avea facultate recunoscută în Anglia, a fost simplu pentru că au avut același rechizite pe care a trebuit să le am pentru a fi înregistrată. Deci au fost exact acelea examene, același număr de nașteri. Bine, Uniunii Europene pentru Moașe, la care noi ne-am aliniat ca atare. Așa că cu facultatea din Italia, să știi că ai putea să practici și în România. Așa că hai să mergem mai departe. Cum e ca mamă? Ce ai făcut la naștere? Cum a fost? Da, sigur. Deci, când am rămas însărcinată cu primul bebe, eram deja moașă, lucram în comunitate și bineînțeles, colegele mele erau și cele care aveau grijă de naștere la casă. Deci aveam o echipă specială pentru nașterea acasă. Am știut imediat că asta vreau să, acest model vreau să mi-l doresc. Și chiar dacă a fost primul copil, am fost pornită de la început că vreau nașterea acasă și s-a întâmplat să fie așa cum am propus. Este tot în regulă?
Se aude ceva dublat? Se aude ceva. Nicolae, trebuie să... Ok. Nicio problemă. Că ai lăsat ceva deschis tu. Nu, în fine. S-a întrerupt. Da. Deci, și mi-am dorit foarte mult să am o naștere acasă. Colegele m-au asistat pe timpul sarcinii, a fost o sarcină fără risc. Am avut tot pachetul acasă. Nașterea a fost în apă, în sufragerie. Da, bineînțeles, a durut, a fost o naștere, dar mi-amintesc cu mare, mare plăcere. A fost exact așa cum ne-am dorit. Bineînțeles că am început alăptatul imediat, am reușit să întârziem tăierea cordonului, după vreo 2-3 ore, după ce eram stabil și tot a fost ok, moașele au plecat acasă și noi ne-am băgat în pat și cu soțul și cel mic și a fost... Incredibil, da, aproape ceea ce spui. Și la al doilea copil, da, la al doua naștere? Al doilea copil deci am aflat că sunt însărcinată când ne-am mutat în Emiratele Arabe. Am avut oarecum un stres gândindu-mă la ce fel este maternitatea în Emiratele Arabe, un pic mai medicalizată față de Anglia. A trebuit să zic nu la anumite screening-uri pe care nu am crezut că mi s-a potrivit, dar bineînțeles am crezut că e decizie informată în punctul respectiv. Și apoi am ajuns la 40 de săptămâni și vreo 12 zile. Mi se recomandase acolo, deci în Emiratele Arabe, în jur de 7 zile, la o săptămână după naștere, după ce a trecut termenul, se recomandă inducerea de travaliu. Am decis să nu accept și am ajuns la 12 zile când mi s-a declanșat travaliul. Din păcate, nu s-a întâmplat să fie, chiar dacă am insistat și am încercat diferite poziții, bebele avea 4,510 kg. Oho! Și nu... Da, și nu a reușit să treacă. Deci cu al doilea am avut o cezariană, le-am experimentat pe amândouă. E foarte interesant ceea ce spui tu și faptul că ai avut cele două experiențe, cred că de fapt te ajută și foarte mult să înțelegi mai departe tot ceea ce înseamnă nașterea din ambele perspective și bravo ție, felicitări, Emma. Spune-mi, mai e ceva important despre tine sau pot să trec la partea următoare? Aș vrea să mai anunț încă o dată că s-a afișat prima întrebare a polului, dacă ai vrea sau ai avut parte de ora magică după naștere. A doua întrebare urmează puțin mai târziu. Și înainte de a trece totuși la întrebările pe care ți le-am pregătit, Emma, vreau să le amintesc celor care ne urmăresc că la finalul live-ului de astăzi anunțăm cele trei câștigătoare ale concursului Mașa Vania și Mustela. Premiul constă într-un kit de îngrijire pentru mame Mustela Maternity, care conține o cremă pentru vergeturi și un balsam pentru alăptare. Totodată precizez pentru cei și cele care ne-au întrebat că extragerile s-au făcut la fiecare concurs potrivit regulamentului, iar numele câștigătoarelor au fost anunțate la finalul fiecărui live. Asta, deci, pentru că am primit câteva întrebări specifice despre acele liste. Ei bine, dacă vreți să vedeți, dacă vreți să aflați, dacă ați fost printre câștigătoare și nu ați apucat să urmăriți live-urile, le puteți vedea pe înregistrările care sunt pe pagina de Facebook Mașa Vania. Și acum să ne întoarcem la ale noastre, Emma, pentru că tu, având o practică în trei țări cu sisteme culturale diferite, iar eu venind cu o practică dintr-o țară care pentru tine este nativă, dar în care tu nu ai practicat niciodată,
O să vedem că există o serie de diferențe culturale legate de practica medicală, cum deja ai și menționat ceva, și de aceea aș vrea să abordăm puțin mai încolo aspecte legate de tăierea cordonului umbilical, de golden hour, de screening-ul pentru streptococul B, asistența pentru stimularea alăptatului, nașterea naturală după cezariană. M-am gândit că tu fiind moașă, în live-ul de astăzi putem să venim cu niște informații directe și la prima mână de mare interes pentru gravidele și mamele noastre din România. Spunem așa, sigur că nu e ca la... ai practicat în 3 țări. Unde te-ai simțit moașă în adevăratul sens al cuvântului? Din ceea ce privește aspectul legal, bineînțeles că în toate cele 3 țări am practicat normativele legii din țările respective. Deci... da, dar bineînțeles sunt multe diferențe. Dacă mă întrebi unde mi-a plăcut cel mai mult să lucrez ca moașă, cu siguranță aș zice că este în Anglia, motivul pentru care am și decis să ne întoarcem din Emiratele Arabe. Îmi lipsea să fiu moașă în adevăratul sens al cuvântului aici. Bine, acum știu că în Italia, fiind în Uniunea Europeană, știu din directivele Uniunii Europene ce drepturi au moașele în Italia. Nu știu cum este în Emiratele Arabe Unite. Poți să ne spui câteva cuvinte? Sigur. În Emiratele Arabe este oarecum asemănător cu practica pe care am observat în Italia, în sensul că medicii au rolul principal în asistența pe timpul sarcinii. Aș vrea să precizez că are de-a face cu asigurările medicale. Atunci, pe timpul sarcinii, asigurările plătesc dacă o femeie este văzută de un medic, dar nu plătesc dacă este văzută de o moașă. Deci, bineînțeles că este un aspect care trebuie ținut, de care se ține cont, bineînțeles. Și din cauza asta sunt doctorii care au grijă pe timpul sarcinii de femeie. În timpul travaliului, în schimb, este moașa care are grijă de femeia în travaliu, pe parcursul travaliului, pe timpul nașterii, dacă este o reparație perineului sau alte complicații de genul ăsta imediat după naștere, atunci este prima persoană care intervine. Dacă sunt alte complicații de genul extragere cu forceps sau ventuză sau cezariană, atunci bineînțeles că este medicul care este persoana de fază, să zicem. Avem și multe asistente cu experiență în sala de naștere, care au tot așa responsabilitatea să aibă grijă de femei în timpul travaliului. Dar, în general, este o moașă care are grijă, să zicem, și de ceea ce face asistenta. Deci, cum lucram în sala de naștere în Emiratele Arabe, avem un anumit număr de moașe și oarecum dublu numărului de asistente. Deci, moașa are responsabilitatea să vadă și ceea ce face asistenta și apoi să intervină pe timpul sarcinii. Aveam dreptul în Emiratele Arabe, moașele se practice independent? Puteau să practice independent, privat? Nu. Nu. Dar în Italia? Și nașterea acasă este ilegală. Aha. Aproape ca în România. Adică nu aproape, da. Ca în România. Exact ca și în România. Deci nu, este ilegală în sensul că, bine, probabil are de face cu cultura în Emiratele Arabe, bineînțeles că nu este ilegal să ai un copil dacă nu ești căsătorită și toate chestiile astea și probabil să are legătură cu nașterea acasă, pentru că nu se poate demonstra neapărat cine este mamă. Deci cred că vine din punctul ăsta de vedere. Da. Deci dacă se întâmplă să fie o naștere foarte rapidă și totuși se întâmplă să fie acasă, atunci trebuie să duci și prin judecător să demonstrezi că într-adevăr este copilul tău. Este foarte complicat.
Oho! Da. Uite, o modalitate prin care poți să ții în control fenomenul nașterii acasă, pentru că cel puțin în România a fost o perioadă și cred că încă mai este, în care multe gravide și poate și din personalul medical și-au asumat riscurile unei nașteri acasă, ceea ce nu e foarte bine. E foarte bine, e foarte ok o naștere acasă, dar nu este foarte bine în condițiile în care, din punct de vedere legal, nu există totul, nu este totul bine pus la punct, da? Și atunci, în acest context, pot apărea totdeauna riscuri care țin de viața copilului sau a mamei. Aici, în principiu, sigur, pentru un cadru medical este un caz de malpraxis, pentru o gravidă care naște să alege să nască acasă, cumva părinții au dreptul ăsta să spună, da, s-a întâmplat acasă și gata, am născut acasă și nu se întâmplă nimic legal, pentru că ei se duc la spital sau la medicul de familie și primesc mai departe certificatul. În Anglia știu cum era, cum e în Italia? În Italia este ok, se poate naște acasă, dar nu cred că este foarte, foarte popular, să zicem. Unele colegi ale mele cu care am terminat facultatea și-au deschis un centru de maternitate acum ceva ani și le urmăresc cu drag pentru că pun foarte multă pasiune. Au dezvoltat centrul ăsta oarecum cu un environment care aseamănă o casă, în care au grijă, fac cursuri antenatale și apoi asistă la naștere. Deci centrele astea devin mai populare. Cred că este singurul, din câte știu, în Roma. Sunt mai populare undeva mai în nordul Italiei, mai prin Milano și alte locuri. În sudul Italiei probabil sunt mai puțin utilizate. Deci nașterea, majoritatea nașterilor au loc în spital. Dar se și vede în sensul de cezariene, fiind rata cezarienelor fiind ridicată și asta s-ar traduce cu ceea ce în Anglia se numește birth center, iar în România ar fi similarul unei case de naștere. Sigur că este, poate până la urmă, o alternativă extraordinar de bună pentru mașe, numai că, de pildă, în România, legea te-ar obliga, dacă ai vrea să faci o casă de nașteri, să ai contract cu un spital sau să fii foarte aproape de un spital sau, în sfârșit, chiar în juncțiune cu un spital, în cazul în care ai avea nevoie de ecografie, de lucruri de genul acesta. Casa de nașteri din Roma era dotată cu așa ceva? Nu cred. Deci cred că toată asistența este făcută tot prin în modul normal, deci tot prin medici sau, mă rog, ce este recomandat, dar ele se ocupă de activitatea prenatală și postnatală, fac anumite cursuri de NAP, masaj de bebeluș și așa mai departe și, bineînțeles, oferă și, și acest serviciu. Și, dar nașterea în sine unde se petrece? Aici, la casa de naștere? În casa de naștere. În casa de naștere. Bun. Ne-am lămurit. Da. Emma, aș vrea mai departe să ne referim acum la câteva lucruri legate de practica ta din Anglia și să ne spui câteva cuvinte despre ce evidențiază studiile referitor la moașe și conexiunea cu creșterea calității îngrijirilor pentru mamă și copil. Pentru că ăsta e un lucru pe care mulți în România nu îl înțeleg. Ei spun, nu avem nevoie de moașe. Ce ar putea să facă moașele? Ce beneficii ne-ar aduce moașele? Doar avem foarte mulți ginecologi, avem foarte, foarte multe asistente, de ce să mai avem și moașe? Poți să-mi spui câteva cuvinte în acest sens? Sigur. Sunt multe studii care au demonstrat efectele pozitive pe care le au moașele și, bineînțeles, au fost studii făcute cu numere foarte, foarte mari pe toată lumea. Când vorbim de moașe, bineînțeles că nu vorbim de femeia din sat care acum 50 de ani mai venea la naștere. Bineînțeles, vorbim de cineva cu calificare de moașă,
prin facultate care este recunoscută la nivel național. Au fost făcute multe studii care au arătat că, chiar mă uitam după anumite procente să văd exact, și ziceau că 83% din efecte, să zicem outcome, după sarcină pot fi evitate, în sensul de moarte maternală sau fetală sau moarte a bebelui după naștere. Sunt alte, până la 56 de outcomes legate de mamă și bebe care pot fi îmbunătățite din grija moașelor, cum ar fi alăptatul la sân, oprirea fumatului, family planning, dar bineînțeles și legate de nașterea în sine, deci spre exemplu o rată mai scăzută la folosirea epidurale, care bineînțeles nu este o problemă în sine, dar are și efecte negative, sau spre exemplu mai puține episiotomii și așa mai departe. Deci, cum ziceam, sunt până la 56 de outcomes care pot fi îmbunătățite prin asistența moașelor. Este persoana cea mai potrivită să aibă grijă de mame și să coordineze toată grija pe care o mama o are nevoie cu timpul sarcinii și imediat după naștere. Da, bineînțeles, sunt cazuri în care avem nevoie de echipă maternală, dar toată grija este orchestrată de moașe și persoanele, și moașele sunt persoanele cele mai indicate să ofere această asistență. Cum ziceam, studiile sunt făcute și la nivel de Organizarea Mondială a Sănătății, deci nu sunt studii mici, studii internaționale care arată cât de importantă este această figură profesională. Deci, bineînțeles, putem să vorbim mult despre asta, dar este investiția sistemului. Studiile au arătat că este modul cel mai eficace și mai puțin costisitor prin a oferi o îngrijire excelentă a femeilor însărcinate. Bineînțeles, avem doctori ok, dar doctorii costă mai mult decât o mașină, nu? Așa este. Acum, pentru România, eu zic că îngrijirea oferită de moașe și conexiunea cu calitatea îngrijirilor pentru mamă și copil ar fi foarte importantă, ținând cont, și probabil că tu știi, România este pe primul loc la mortalitatea materno-infantilă din Uniunea Europeană, și lucrul acesta se datorează și faptului că, practic, gravidele și mamele nu sunt supravegheate în adevăratul sens al cuvântului. Sigur că o gravidă se duce, își face screeningul ăsta de analize, își face morfofetalele, dar ea, dincolo de aceste aspecte medicale, nu are foarte mare conexiune pentru om, așa, pentru că ele practic nu există. Maternitățile le oferă, într-adevăr, cel puțin în București, nu știu precis cum este în țară, sunt și acolo diferite alternative, le oferă posibilitatea de a urma unele cursuri, dar posibilitatea ca o gravidă să aibă, și o mamă după aceea să aibă contact direct cu o mașă în asistența prenatală și postnatală, nu există. Înainte de a trece la întrebarea următoare, la prima întrebare a polului, dacă ai vrea să ai sau ai avut parte de ora magică după naștere, 82% ne-au răspuns că da, 18% nu. Deci este un lucru bun, este un procent foarte bun. Măcar lucrul acesta să se întâmple, deși eu pot să-ți spun, fără să exagerez, că în București sunt maternități, și chiar din categoria maternităților private, unde nu se respectă ora magică. E ceva așa, chiar vrei să-ți aduc copilul acum? Ești obosită după naștere? Mai bine să te odihnești. Eu nu pot să cred că o moașă poate să spună așa ceva. Iar dacă spune așa ceva, înseamnă că nu este moașă. Ești de acord cu mine, Emma? Foarte, foarte de acord cu tine. Dar este o chestie de cultură, pot să zic. Pentru că, spre exemplu, în Emiratele Arabe, cultura acolo este
este diferită în sensul că, bine, nu toată lumea acum se schimbă, dar mă refer la mamele cu vârstă un pic mai înaintată, spre exemplu, sau bunicile, că de multe ori acolo sunt bunicile care vin în sala de naștere, nu soțul. Și zic, nu, ia copilul, curăță-l, după aia vine. Și este toată educația care vine din spatele nostru, să zicem, nu, este foarte important să-l punem pe bebe, pe pieptul mamei, să vedem dacă poate să începe alăptarea la sân. Și apoi începem să avem discuții, dar da, este o schimbare mentalitate și este multă educație. Sunt multe bariere, într-adevăr. Înainte de a-ți urma următoarea întrebare, aș vrea să vă spun, dragele mele, cele care ne urmăriți, că se postează și a doua întrebare a polului: cum ai vrea să-l hrănești pe cel mic? La sân sau cu biberon? Iar următoarea întrebare pentru tine, Emma, se referă la rolul ghidurilor. Am văzut că mi-ai trimis un material foarte interesant și noi, din păcate, nu prea avem parte așa de ghiduri, așa cum am văzut eu în Anglia, și asta e o poveste de 15 ani în urmă, da? Când mă duceam în maternitate, să zicem, la sala de naștere, în camera asistentelor, acolo existau ghiduri pentru student, ghiduri pentru moașă, protocoale, astfel ca fiecare dintre cei care erau angrenați în această echipă să poată să știe precis până unde și cât au voie să acționeze și cum au voie să acționeze, pentru că malpraxisul începe să se facă simțit și la noi destul de mult. Ce părere ai despre rolul ghidurilor? Păi, cred că ai zis-o foarte bine și tu, Vania. Este exact același concept. Fiecare știe foarte bine care este rolul, de unde începe și până unde merg ei. În general, în Anglia, moașa este considerată persoana care orchestrează toată îngrijirea pe timpul sarcinii, chiar dacă mama are risc sau nu, chiar dacă își dorește să aibă o sarcină, să aibă o naștere acasă sau în spital, deci independent de condițiile în care este ea și ce risc are, moașa rămâne personajul principal în toată piesa asta, să zicem. Apoi, bineînțeles, sunt diferite profesii care au rolurile lor, deci știm foarte bine care sunt criteriile pentru care o femeie trebuie să fie văzută de specialiste, medic, spre exemplu. Deci avem o listă foarte definită, să zicem, care zice exact în ce situații trebuie să o trimitem la medic, dar, bineînțeles, depinde câte programare are cu medicul respectiv. Cum ziceam, se întoarce la moașa din comunitate pentru restul sarcinii. Apoi sunt ecografiile de bază, deci, bineînțeles, că lucrăm și cu sonografii. Majoritatea sunt moașe, oricum, de profesie, dar cu un anumit curs în plus. Bineînțeles că sunt așa numiți health visitors, deci după ce facem transferul după naștere, în jur de undeva între 10 zile și 28 de zile, îi facem transfer la, nu știu cum se cheamă în românește, să fiu sinceră, health visitor, deci e practic un alt profesionist care are grijă în special de bebe. Nu există veriga asta, cel mult medicul de familie preia. Nu, deci nu este medic de familie, health visitor este o altă profesie care poate să fie o asistentă sau o moașă, tot așa cu ceva training în plus, care are grijă de bebe să se dezvolte și ei au grijă de familie, să zicem, și evidențiază unele probleme pe care le observă până la 5 ani dezvoltarea copilului. Bineînțeles că avem și studente moașe, depinde de spital, dar majoritatea au și studente care practic fac parte din tot sistemul și sunt acceptate ca statutul pe care l-au, să zicem. Deci toată lumea lucrează în coordinare, fiecare știm care este rolul și unde, până unde putem să mergem și unde trebuie să cerem
asistență. Cum ar veni și în travaliu, avem anumite ghiduri, cum ziceai și tu, care ne zic, ok, dacă ai ajuns la anumita oră sau a trecut atâta minute, trebuie să faci ceva. De cine sunt făcute ghidurile voastre? De asociațiile profesionale, de Royal College of Midwives sau de National Health Services Trust? Da, deci sunt bazate pe ghidurile NHS, care sunt standardizate la nivel național, apoi depinde de spitalele individuale. Cred că pe celul care ți l-am trimis era de undeva în Londra, deci depinde de ele cum și-l dezvoltă, ce fel de ghid pun în practică, ce fel de leaflet, cum își informează mamele de ce se întâmplă cu sarcina lor. Am văzut bucletul pe care mi l-ai trimis și, de fapt, puțin mai înainte ai menționat așa acea echipă a maternității care se ocupă de gravidă, da? Și după aceea chiar și după externarea gravidei. Aici, de obicei, după ce gravida pleacă din maternitate, ea cumva rămâne tot în vizorul, să zicem, medicului cu care a născut, unde se duce la un control la 6 săptămâni. În rest, ar fi medicul de familie, dar rolul lui este, aș zice, minimalist, pentru că medicii de familie din România ar trebui, în conformitate cu legea, să aibă o mașă în echipa lor, totuși nu au această mașă, adică sub acest aspect mamele când ajung acasă rămân descoperite, așa că trebuie să se descurce singure, să-și găsească în sfârșit un pediatru care să fie dispus să le ofere asistență poate și acasă, să-l găsească o asistentă sau o mașă dacă au nevoie și dacă sau un consultant în alăptare sau o dula dacă au probleme, dar nimic nu este organizat, adică familia săracă trebuie să se descurce singură în toate aceste hățișuri, ceea ce nu este foarte ușor atunci când ai probleme și chiar ai avea nevoie de cineva. Acum, da. Deci exact ce-ți dorești după ce ai avut un bebe și ai trecut prin sarcină și o naștere, acum trebuie să găsești și toate astea. Acum aș vrea, hai să luăm punctual la rând acele aspecte pe care ne-am propus să le discutăm și ținând cont de comparațiile și de experiența ta în cele 3 țări și deci experiența cu care vin eu din România, haideți să vedem cum e pura asta magică. Pentru că, ți-am spus, eu știu în București maternități private care nu respectă ora magică. Ce spui despre ora magică? Tu ca moașă. Cum ziceam mai devreme, depinde într-adevăr de la o țară la alta. În Italia nu pot să zic că am, experiența mea este de acum mai bine de 10 ani. Când m-am calificat ca moașă în momentul respectiv era prea puțin. Deci bebele era, mă rog, arătat părinților și apoi... și apoi înfășat și mai grav, în spitalul la care am făcut practică aveam nursery, deci îi luau de la mamă și aduceau odată la 3 ore pentru a lăpta. Tragic. Când m-am mutat în Anglia și le povesteam, nu le venea să creadă. Ținând cont că oricum Italia este o țară diferită și făcând parte din Uniunea Europeană, se așteptau să fie un pic mai avansată. Dar din păcate nu, deci asta era acum vreo 10-12 ani, cum ziceam. Nu, sincer nu cred că s-au schimbat multe lucruri, dar nu pot să zic exact. Cred că depinde de la maternitate la maternitate. Siguranță n-ar fi cazul în casele de naștere, cum vorbeam mai devreme, nu cred că nu s-a respectat. În Anglia este foarte strict în sensul că... trebuie respectată. Deci dacă mama într-adevăr nu își dorește ora magică, atunci bineînțeles că nu se face împotriva voinței ei, dar este stresată importanța acestei ore și este parte din educația antenatală pe care o oferim. Deci marea majoritate fac ora magică și este respectată. Emma, care ar fi beneficiul major al orei magice? Tu, ca moașă, ce le-ai spune gravidelor care urmează să nască, de pildă, din România? Care e beneficiul major? Beneficiile sunt, în primul, sunt beneficii și legate de bebe și legate de mamă. În ceea ce privește pe cel mic, este regularea temperaturii,
stabilizarea bătăilor cardiace, respirația mult mai bună, mucusul care, dacă ai separat copilul de mamă, de multe ori prin plângere îl absorbe înapoi în plămâni și apoi are consecințe asupra lăptatului, pentru că are stomacul plin cu fluid. Și pentru mama, bineînțeles, că promovează lăptarea, promovează bondingul cu bebele. Este timpul pe care noi îl acordăm familiei să se cunoască. Încercăm să, bineînțeles, în primele minute suntem acolo să fim sigure că este totul ok pentru bebe și mamă, dar apoi încercăm să le oferim această oră, să evităm să facem orice procedură pentru cel mic, să-l cântărim, să-i facem vitamina K sau ceva mai departe. Deci încercăm să evităm orice fel de asistență în această perioadă. Este o oră care nu se mai poate recupera, deci bineînțeles, schimb se mai poate face și acasă, în orice moment, dar această oră magică este prima oră din viață și este foarte, foarte importantă pentru toate aceste aspecte. Bineînțeles, acum sunt multe studii și în ceea ce privește microbiome, deci bacteriile care sunt pe bebe, fiind în apropiere de bacteriile care o colonizează pe mamă, are mai multe șanse ca acestea să fie cele care colonizează și bebele și așa mai departe. Încă nici nu știm exact ce influență are, dar bineînțeles cu astma, obezitate, sunt multe studii care încă ne șochează oarecum, pentru că sunt atât de multe aspecte pe care nici nu le așteptam. Extraordinar, foarte frumos explicat. Eu cred că în condițiile astea, toate gravidele care ne-au auzit, da, au luat aminte și acolo unde li se spune că e mai bine să doarmă decât să trăiască această oră magică cu copilul, să înțeleagă ce beneficii, da, are ea pentru nou-născut, dar și pentru ele, și să nu o rateze. Chiar nu merită să rateze acest moment. Un alt aspect, Emma, se referea la tăierea cordonului umbilical. Cum e cu tăierea cordonului umbilical? Cu eventual celule stem, dacă se recoltează? Știu că în Italia, de pildă, nu se recoltează. Da, nu știu cum e în Anglia și în Emirate. La spitalul în care am făcut eu practica, se recoltau pentru donație. Deci nu se recoltau pentru părinți, se recoltau pentru donație. Era cât de cât pozitiv. Asta în Italia? Da, în Italia. Aha. În Emiratele Arabe erau multe familii care recoltau celulele stem pentru familii, pentru a le ține 10-12 ani, mă rog, cât se pot ține. Nu foarte multe, dar oarecum erau unele familii care decideau. În Anglia am observat că, mă rog, nu se întâmplă foarte des. Ceea ce aș zice totuși, bineînțeles că sunt studii în ceea ce privește celulele stem și este decizii pe care părinții pot să o facă sau nu. Costă destul de mult din câte am observat, dar mă rog, este decizii care familia poate face. Dar tăierea cordonului... Am mințit, da, de celulele stem, dar de fapt mă interesează tăierea cordonului umbilical, dar pentru că ele sunt cumva în conexiune, de am și vorbit și despre celulele stem. Da, despre tăierea cordonului umbilical, te rugăm. Da. Deci, imediat după naștere, poate unele mămici, sunt sigură că tu știi, dar poate unele mămici nu-și dau seama, imediat după tăierea cordonului, după naștere, cordonul continuă să pulseze, deci schimbul de sânge între placentă și bebe încă continuă. Asta susține și respirația și începerea activității cardiace imediat după naștere și punerea în mișcare a toate acestor mecanisme. Deci, spre exemplu, de multe ori când avem un copil pe care ne așteptăm să fie oarecum compromis, încercăm să nu tăiem cordonul umbilical, deci să avem echipa de pediatri care să lucreze la copil, să cu reanimarea și așa mai departe, dar fiind încă conectat la placentă, tocmai pentru că acest proces este atât de important. În primele 3 minute, majoritatea sângelui care este între placentă și deci în cordon umbilical a terminat transfuzia în copil.
au văzut că este aproape o unitate de sânge care încă este în cordon ombilical la naștere. Deci, practic, tăierea cordonului mai devreme de 3 minute înseamnă că copilul nu a primit atât de mult sânge, până la o treime din tot volumul sângelui pe care un bebe l-are în momentul nașterii. Deci, întârzierea tăierii cordonului are efecte pe termen lung, deci previne anemia, previne apariția jaundice, deci... icterului fiziologic. Da, deci sunt multe aspecte care trebuie ținute în considerație. Bineînțeles că sunt unele persoane care continuă această întârziere a tăierii cordonului umbilical până la 5 minute sau mai mult, mă rog, până placenta, până iese și placenta, dar și este Lotus Birth, spre exemplu, care este oarecum în modă. Deci, practic, înseamnă că lăsarea placentei, da bine, acum intrăm în probabil prea multe detalii, dar este recomandat cel puțin 3 minute întârzierea tăierii cordonului pentru a lăsa acest sânge care îi aparține bebelui și susține bebele imediat după naștere și deci este recomandat măcar 3 minute după naștere. Am înțeles, extraordinare sunt informațiile tale și chiar dacă unele gravide sau mămici sau chiar și colege de ale noastre moașe nu le aud acum, sper să urmărească după aceea live-ul și să ia aminte și să țină cont de ele, pentru că noi chiar ne dorim în România ca lucrurile să se schimbe foarte mult. Un al treilea aspect, screeningul streptococului B. Iată, un alt aspect despre care multe gravide nu știu foarte multe și aș vrea să te rog să ne dai niște informații. Sigur. Deci, streptococul B nu creează nicio simptomă pentru mame. Este o bacterie care cam în jur de 30% din femei este prezent în vagin fără niciun efect. Deci nu știm de el. Problema se pune atunci când această bacterie este transmisă la un copil și apoi bebele, preluându-l în timpul sarcinii, are șansele de a dezvolta septicemie imediat după naștere. Acum, dacă ne uităm în ceea ce privesc procentele și care este rata de infecție, să zicem, aș putea spune că este foarte, foarte mică pentru femeile care sunt la termen de sarcină. Deci o șansă a unui bebe la termen să ia această, deci în primul rând dacă mama nu știe, deci sunt 30% din mame care sunt pozitive, 70% nu, iar apoi dacă totuși este să ia bacteria respectivă și să-l afecteze pe bebe și apoi să ia septicemie și să moară, în fine, șansele sunt foarte, foarte, foarte mici pentru un bebe la termen. Din câte am observat, în țări diferite se practică screeningul ăsta în mod diferit. Ca să dau un exemplu, în Anglia nu se face screening. Deci dacă se face screening, de obicei se face în jur de 36-37 de săptămâni. Se face printr-un tampon vaginal și apoi se observă dacă bacteria respectivă a crescut sau nu. Dacă este pozitiv, atunci se tratează cu antibiotic în timpul travaliului, care este de obicei dat odată la 4 ore și are nevoie de un minim de 4 ore în timpul travaliului ca să aibă un efect local, să zicem. Deci, spre exemplu, în Anglia acest screening la 36 de săptămâni nu se face deloc. Femeile sunt evaluate în baza riscului a momentul nașterii, deci, spre exemplu, dacă a rupt apa de mai mult de depinde de protocolele spitalului, să zicem, în general la 18 ore, dacă bebele este prematur și așa mai departe, atunci se recomandă antibioticul. Dar, spre exemplu, în Emiratele Arabe, toate femeile fac screening și, bineînțeles, 20-30% or să fie pozitive, apoi la femeile respective le dăm antibiotice. Deci este o mare, mare procent al femeilor care primesc antibiotic, poate
fără niciun beneficiu, cu potențial negativ, să zicem. Dar, bineînțeles, este decizie informată pe care sistemul sanitar acolo îl acordă, dar fiecare poate să se informeze și să facă decizia cea mai bună. Ce să zic? Depinde de, cum ziceam, cred că totul este o chestie de informare până la urmă. În NHS, în momentul de față, trebuie plătit, nu este parte din asigurarea standard și trebuie plătit în plus, dacă mama vrea să aibă acest lucru. Aș mai vrea să-ți pun o întrebare despre alăptatul la cerere. Dar, dintr-o, noi toți știm acum beneficiile acestui alăptat la cerere în primele săptămâni după naștere. Dar aș vrea să ne referim la faptul că foarte multe mame încearcă să rezolve problemele bebelușului, plânsul bebelușului, prin punerea lui la sân. Adică, cum facem o diferență între alăptarea asta la cerere și alte nevoi ale bebelușului nou născut? Pentru că nu totdeauna, totuși, punerea la sân este soluția. Sigur. Ok, ceea ce le zic în primul rând, bineînțeles că, cum știi și tu, trebuie să găsești un anumit echilibru, pentru că dacă bebele totuși se trezește și vrea să arată semne, eu în general zic în prima săptămână, dacă bebele este treaz, încearcă să vezi dacă vrea să alăpteze. Pentru că sunt un pic mai letargici și apoi, bineînțeles, dacă nu îi alăptăm la timp, riscăm să devină și mai letargici și să avem alte probleme mai târziu. Deci, în prima săptămână, sfatul meu, în general, este dacă este treaz, încearcă. Ok, dar cum ziceai și tu, bineînțeles, că apoi, după ce trece prima săptămână, sunt și alte nevoi ale bebelui și depinde și de sezon, pentru că, cum știm, laptele se schimbă. Deci, primul lapte care iese în timpul alăptării este un pic mai apos, cu zahăr un pic mai ridicat, deci de multe ori este și chestia de sete, este dorință a bebelui de a bea și, bineînțeles, dacă este alăptat exclusiv la sân, recomandăm numai alăptatul la sân, deci introducerea apăs sau ceaiuri sau așa mai departe. Ceea ce este greu, eu eram deja moașă și aveam calificare în breastfeeding și așa mai departe, dar când îl ai pe cel mic și plânge și nu mai știi ce să-i mai faci, oricum nu este ușor să faci acea decizie. În linie de maximă, să zicem, ar trebui în jur de 3-4 ore, cum probabil se sfătuiește prin maternitate în linie de maximă, dar bineînțeles că atunci când alăptez la cerere se întâmplă să fie mai des. Depinde de situații. Da, sunt anumite poziții care îl facilitează pe cel mic să doarmă mai bine, spre exemplu marsupiu sau mers afară, îl relaxează, la fel ca și mama, dar este greu, într-adevăr, în primele săptămâni. Acum, eu, principiul, le sfătuiesc pe mame, sigur, să privească la nevoia bebelușului, pentru că doar mama știe, dacă la un alăptat a mâncat mai puțin, sigur că va dormi mai puțin, se va trezi și va dori să se hrănească. Dacă a mâncat bine de tot, s-ar putea să doarmă fără probleme 3 ore și abia după 3 ore să se trezească. Oricum, exact, mamele trebuie să știe că practic bebelușul este cel care ajunge să-și regleze mesele. Noi trebuie doar să le punem sânii la dispoziție, să știm precis că le oferim atât cât au nevoie, pentru că depindă generațiile de bunici sau mame de la noi, nu înțeleg foarte bine cum e cu punerea asta a copilului la sân, așa la cerere și nu din 3 în 3 ore, așa cum poate și-au crescut ele copii, părinții actualilor bebeluși. Da, alăptarea la cerere este bună, alăptarea la cerere ajută la identificarea nevoilor din primele săptămâni ale bebelușului și chiar ajută la acea creștere spectaculoasă pe care bebelușul o are în prima lună, când el ia aproape un kilogram. Da?
Sigur că aș vrea să mai discutăm și despre nașterea naturală după cezariană, așa, în câteva cuvinte. Dacă se practică, de pildă, în una din cele trei țări, sau dacă nu se practică. Da, sunt foarte pasionată de acest subiect. A fost și subiectul tezemele finale la masterat. În Italia nu este practicată mult. Este oarecum văzută cu mare temere, chiar și de moașe, chiar și moașe cu experiență. Și când am vorbit, spre exemplu, cu moașa care a făcut trainingul eu, îmi zicea, wow, și chiar nu ți este frică să asiști la o astfel de naștere? Riscurile sunt foarte mici, dar bineînțeles sunt anumite riscuri. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să avem un anumit protocol de ținut în considerație. În Emiratele Arabe este o practică utilizată, cum este și aici. Deci este opțiunea, prima opțiune pe care o oferim unei mame care a avut o cezariană. Ea totuși are posibilitatea să aleagă dacă vrea să aibă o cezariană electivă în a doua sarcină după cezariană. Dar este prima opțiune care este acordată. În ceea ce privește screeningul înainte de asta, bineînțeles că trebuie să vedem bebele în ce poziție este, unde este placenta, dacă sunt alte riscuri de ținut în cont și apoi dacă este totul ok, atunci se recomandă travaliul și nașterea în spital, deci nu într-o casă de naștere sau acasă. Dar sunt și cazuri în care anumite femei, poate la a doua naștere, după, deci o naștere cezariană, apoi încă o naștere normală și a treia naștere, să zicem, pe care și-o dorește să fie naturală, sunt anumite excepții în care se poate face totuși o naștere acasă și în aceste condiții, sau în apă sau așa mai departe. Monitorajul este recomandat pe tot parcursul travaliului. Dacă sunt... Mă interesează mai mult aspectul ăsta. Dacă această practică este întâlnită în mod uzual în cele trei țări, mai mult, dacă poți să spun. Deci am înțeles în Italia care e practica, în Emirate. În Emirate este recomandată. Deci acum, spre exemplu, în ultimul an aflasem că și asigurările medicale nu mai susțineau o naștere electivă pentru mame dacă a avut o cezariană înainte. Deci prima opțiune era întotdeauna nașterea normală. În Anglia încă este posibilitatea de a alege pentru mamă dacă vrea să aibă o naștere normală sau prin cezariană. În Emiratele Arabe, cum ziceam, ar trebui să plătească, deci nu ar fi fost acoperită de sistemul sanitar național altfel. Deci ar trebui să încerce măcar o naștere normală. Deci, da, depinde de la țară la țară, într-adevăr. Sunt unele țări care promovează foarte mult și sunt unele care încă nu. De pildă, aseară vorbeam cu o gravidă din Canada, chiar o canadiancă, și îmi spunea că opțiunea ei este pentru naștere naturală, mă contactase că vrea să facem un curs împreună. Opțiunea ei era pentru naștere naturală, dar mi-a spus din start, nu există alternativa unei opțiuni pentru cezariană dacă nu am un motiv, dacă nu este un motiv pe care medicul să-l detecteze la mine sau la bebeluș care să justifice operația cezariană. Da. Atunci foarte rar apare această alegere, chiar la prima naștere e foarte important, pentru că dacă la prima naștere ai cezariană, există foarte mult riscul de a avea un număr crescut de nașteri prin cezariene, în general la femei. În România, la a doua naștere după cezariană este posibilă, sigur, în condițiile în care și tu ai menționat cu foarte bună monitorizare și în perioada de sarcină și în perioada de travaliu, chiar există alternativa de a treia naștere după cezariană. Cineva mi-a scris data trecută, la un moment dat am avut pe cineva invitat cu două nașteri
prin cezariană și acum e gravidă și vrea să nască natural și mi-a spus, spune Izabelei că uite, există și în România cazuri de a treia și chiar de a patra naștere după trei operații cezariene reușite. Răbdarea este foarte importantă și desigur unde, mai ales unde este implantată placenta, că aici pot să apară uneori probleme când placenta se implantează pe zona unde este incizia operatorie la nivelul uterului. Au fost și cazuri dramatice în România în acest sens. Mulțumesc ce mi-ai răspuns până acum și aș mai vrea doar în câteva cuvinte, mă uitam la ceas că nici nu, ca de fiecare dată nici nu dau seama când trece timpul, doar în câteva cuvinte să ne spui ce înseamnă acest Continuity of Care, proiect în care tu ești implicată în UK, în Anglia. Da, deci proiectul Continuity of Care este recomandat și la nivel internațional. OMS recomandează acest mod de îngrijire a mamelor și bineînțeles că în linie cu recomandările internaționale și în NHS vrem să implementăm acest proiect. Nu este simplu, nu este ușor din punctul meu de vedere, încercând să pun în practic acest proiect la nivel de spital la noi, pentru că înseamnă că moașele trebuie să iasă dintr-un sistem în care au anumite ture într-o anumită unitate, deci trebuie să lucrezi numai în sala de naștere sau numai în comunitate și așa mai departe. Ele trebuie să fie parte dintr-o echipă care lucrează în colaborare cu ceilalți profesioniști, bineînțeles, și cu femeile pe care le au ca parte din această echipă. Încearcă să le cunoască cât mai bine posibil prin echipă și femeile care sunt îngrijite de echipa respectivă să aibă posibilitatea să cunoască moașele, în așa fel încât atunci când ajung în spital, la naștere, să știe, să se cunoască între ele, să știe și din punctul nostru de vedere ce este normal pentru o anumită femeie, din punct personal sau cum arată în mod normal, deci ajutându-ne în sensul ăsta să recunoaștem mai ușor orice deviație de la normal. Dar și pentru femei, bineînțeles, având o persoană care este familiară, cu care poate avea mai multă încredere, cu care a dezvoltat un raport pe timpul sarcinii, facilitează și ajută în a face deciziile potrivite. E ceva la care noi nici nu putem să visăm, pentru că în România deocamdată ne gândim cum să facem să avem moașe în maternități, cum să putem să introducem moașa în echipa medicului de familie, astfel încât să putem să oferim asistență antenatală, postnatală. Există o rezistență extraordinară față de moașe sau, aș putea să-i spun, o indiferență extraordinară. Încep să cred că, de fapt, nu e rezistentă, ci că este indiferență, dar în același timp nici moașele, eu știu moașele din Anglia ce forță au, nici moașele din România nu sunt foarte interesate în adevăratul sens al cuvântului să-și obțină drepturile și să profeseze ca atare. La cea de-a doua întrebare a polului, cum ai vrea să-l hrănești pe cel mic, 97% au răspuns la sân, 9% au răspuns cu biberonul. Iată niște răspunsuri extraordinare la cele două întrebări, ceea ce mă face să mă bucur că acele gravide și mămici care urmăresc sunt din categoria celor, da, care își doresc să nască natural, cărora nu le este frică de naștere și aleg cezariana ca o opțiune la această frică, care își doresc să alăpteze. Aceste gravide vor fi cele, și mame, bineînțeles că au răspuns și mame, vor fi cele care trebuie să schimbe sistemul în România. Altfel, o să rămânem încă ani buni în această situație, plângând pe umerii altora, uite cât de jalnic este la noi în România, uite ce mortalitate avem, uite ce rată de alăptare avem și nimic nu se poate schimba. Ba da, dragilor, se poate schimba și voi reprezentați puterea în acest sens. Emma, și ultimile două întrebări ale mele, un sfat scurt pe care l-ai dat gravidelor din România legat de naștere?
educați-vă cât mai mult, aflați cât mai multe informații, nu de la vecina, nu de la prietena care a avut o experiență foarte negativă, încercați să aflați cât mai multe informații din surse care oferă informații adevărate, să zicem. Deci, bine, poate nu aveți o moașă la medicul de familie, poate totuși nu ați auzit de așa ceva, ok, dar încercați, totuși trăim, toată lumea are acces la internet, sunt multe informații care poate fi accesate. Încercați să aflați cât mai multe și aceste decizii cât mai informate. A doua întrebare, ce crezi că ar trebui făcut în România ca de anul viitor să putem redeschide cele 8 facultăți de fapt pentru moașă? Una există încă. Cred că, așa cum ziceai și tu, puterea este în mâna femeilor. Atunci când o să ne saturăm și o să zicem, ok, este suficient acum, pentru că suntem informate, știm ce se întâmplă în alte țări, știm cum ar putea să fie mai bine și pentru femeile din România, atunci sunt ele care au puterea să zic, ok, nu este corect și nu mi se pare natural ca femeile din România să aibă acest tratament pe timpul sarcinii, lăsate în întuneric, fără să știi ce se întâmplă, fără asistență corespunzătoare și așa mai departe. Atunci când femeile or să zic ok, este suficient, atunci cred că or să trebuiască să schimbe lucrurile și la noi. Este o schimbare care trebuie să vină de sus, de la guvern, dar prin influența oamenilor de rând. Bineînțeles, nu știu cine te urmărește, dar presupun că sunt oarecum femei cu acces la internet, femei educate. Problema mare rămâne cu femeile care poate nu au suficient acces, femei care poate locuiesc la țară, care nu știu unde să meargă mai departe. Deci pentru ele trebuie să luptăm Deci pentru ele ar trebui să avem moașe, pentru ele ar trebui să redeschidem facultățile și să pregătim acele moașe care să poată să meargă și în mediul rural, pentru că acolo este rata de risc foarte mare, unde femeile rămân fără urmărire, mai ales iarna, Doamne, e de groază. Și acum aș vrea să te întreb despre moașa care este imaginea, moașa româncă, care este, hai să zicem, imaginea NHS, nu? Acum, moașa româncă, da? Da, vă sunt. Ce poți să-mi spui? Este frumos, a fost într-o revistă, nu? Vogue? În Anglia ea este pozată mare, în afișe mari și este o imagine folosită acum de National Health Services alături de alți profesioniști în acest an. Nu știi? Da, am citit articolul, da. Nu pot să zic că am vorbit în mod deosebit la lucru sau ceva de genul ăsta. Îmi amintesc că am citit articolul și că am fost reprezentate de o moașă româncă în Anglia. Cred că era contextul de key workers, de persoanele care au lucrat în timpul pandemiei și a fost încercarea de a evidenția contribuția pe care a avut-o și, bineînțeles, a fost onoare din două puncte de vedere, să zicem, pentru noi, și pentru că era o moașă și pentru că era româncă. Am înțeles. Da, în sfârșit. Ne-ai spus niște lucruri interesante, Emma. Unele dintre ele sunt deja valabile, poate parțial, dar ne-am dorit ca lucrul acesta să se întâmple total și în România. În continuare, problema noastră cea mai mare rămâne reînființarea facultăților pentru moașe și, într-adevăr, un sistem de educație care depinde să vă permite vouă moașelor care, românce care lucrați în
în străinătate, da, să veniți, poate și care aveți sigur și competențele ca atare, să veniți în niște cursuri de vară, să pregătiți informații și să predați moașelor din România, astfel încât ele să ajungă să fie niște valori, pentru că până la urmă să știi că nici învățământul pentru moașe în România nu e cine știe ce, decât ca formă legală că îți primești o diplomă. Altfel, el este destul de medicalizat. Eu am fost la două universități care aveau facultăți pentru moașe în Anglia și la una în Statele Unite și știu că învățământul este mult diferit față de ceea ce făceau moașele aici. Dar chiar și așa, faptul că ieșeau cu o diplomă era un prim pas care ne putea ajuta să sperăm să vedem mai departe. Vă mulțumesc foarte mult, Emma. Cine vrea poate să te contacteze pe contul tău de Facebook cu întrebări. Așa cum v-am promis, a venit momentul să anunț câștigătoarele concursului Moașa Vania și Mustela. Acestea sunt Florina Aurelia Mircea, Alina Elena Halmacianu și Sisea Mădălina. Vă felicităm, vă rugăm să contactați pe pagina de Facebook Mustela România pentru a intra în posesia pachetului Mustela Maternity, care conține o cremă antivergeturi și un balsam pentru alăptare. Acesta a fost ultimul concurs Moașa Vania și Mustela din luna septembrie. Vom relua seria concursurilor din a doua săptămână din octombrie, deci de pe 6 octombrie. Și acum, ca de fiecare dată, aș vrea să vă reamintesc faptul că noi suntem activi pe site-ul www.activcenter.ro. O să apară link-ul pe ecranul nostru, așa că veți putea accesa site-ul. De asemenea, suntem activi pe contul de Facebook Moașa Vania și pe Active Center, iar pe noi ca atare ne găsiți în online cu cursuri, tonifiere perineu, pregătire pentru naștere, retonifiere după, cursul de naștere, nașterea asumată, da, pot, curs de alăptare și primele îngrijiri bebeluș. Tot în online oferim gimnastică de perineu, consultanță pre- și postnatală cu mașa și dula și un mindfulness movement, care este un program de mișcare mindfulness oferit gravidelor care urmează cursul pentru naștere, oferit cadou. În locația actuală a Active Center din Crucerului 55 vă așteptăm la masaj, dacă sunteți gravide sau mame, la consultanță cu moașa și cu dula și nu în ultimul rând la masaj și gimnastică cu bebelușii voștri. Programarea, știți, se poate face pe site Active Center, pe mobil sau prin e-mail. Pentru următorul live vă anunț că am invitat o ginecologă, un medic ginecolog, și ne-am propus să discutăm despre perineu. E o discuție destul de aprinsă aici în România, acest aspect, mai ales că epiziotomia se face încă de rutină la un număr foarte mare de gravide, așa că am vrut să intru într-o discuție directă cu un ginecolog, astfel încât să testăm nu doar din perspectiva voastră, a gravidelor sau a mamelor, sau din perspectiva noastră, a moașelor, ci și din perspectiva ginecologului. De ce? Pentru că voi știți că majoritatea nașterilor în România sunt moșite de medici. Așa că pe ei trebuie să-i convingem în clipa de față că perineotomia sau episiotomia, da, ca să-i zic așa mai corect, nu trebuie să fie o procedură de rutină, că foarte multe gravide și mame în zilele noastre doresc să se pregătească și să nască cu perineu intact și cred că lucrul acesta este posibil. Și o ultimă părere apropo de nașterea cu perineu intact, Emma, e posibilă nașterea cu perineu intact? E bună nașterea cu perineu intact?
Da. Și dacă sigur, se întâmplă episiotomia, pentru că uneori se întâmplă, atunci femeia să știe, mama să știe ce să facă. Nu? E o zonă atât de importantă pentru viața lor intimă, pentru sănătatea lor urogenitală și, în general, pentru naștere, nu? Sigur, într-adevăr, așa e. Mulțumesc foarte mult, Emma. O seară bună. Mulțumesc de invitație. Apreciez informațiile și chiar vreau să te rog să vedem, poate le scriem într-un mic articol și poate mi-aș dori să le postez pe Active Center, pentru că le-ai punctat foarte frumos și ai punctat o esență care sunt sigură că are impact la cele care își doresc ora magică, care își doresc alăptarea la cerere, care își doresc întârzierea tăierii cordonului ombilical. Ne-a mai rămas skin to skin, contactul piele la piele, dar o să-l abordăm altă dată și el este extrem de important. Seara bună tuturor și să ne vedem cu bine marțea viitoare la live-ul despre perineu. Toate cele bune și pe curând!